Ministrul Muncii a făcut bilanțul celor doi ani de guvernare cu privire la pensiile și salariile românilor. Marius Budăi a arătat la Antena 3 cu cifre oficiale care sunt creșterile reale de care au avut parte românii din decembrie 2016 și până în prezent, asta după ce opoziția a criticat programul de guvernare și a acuzat faptul că aceste creșteri nu ar fi reale. M-auzit săptămâna trecută la un meeting electoral al colegilor din opoziție că, de fapt, creșterea de prețuri e mult peste ceea ce au crescut salariile și pensiile. Avem creșterea prețului de consum, indicele prețului de consum de 7,8 și rămâne o creștere netă, reală, pe medie de 18,3%. Iar pensiile românilor vor crește în continuare, promite Ministrul Muncii. De la 1 septembrie 2019, acel 640 de lei se va transforma în 704 lei. Deci... Odată cu creșterea valorii punctului de pensie de la 1100 la 1265. Dinamica, un pic acolo la 1200 de lei, se va mai uh, schimba, deoarece știți că suntem într-un prim proces de recalculare pentru grupele 1 și 2 de muncă, iar creșterile sunt uh, consistente. Marius Budea a vorbit la Antena 3 și de majorările salariale ale bugetarilor din acest interval de timp. Sănătatea și învățământul și am venit cu exemple de salarii de aici sunt domenii prioritare pentru noi. Vedeți că avem uh, un medic primar uh, la terapie intensivă cu un salt practic de peste 300%. La profesori, uh, situația este cel puțin la fel de bună. Uitați ce aveau, ce aveau în plată în decembrie 2018 și ce au acum, ce încasează acum în martie 2019. Marius a m a mai explicat că este prima dată din 1994 încoace când există un excedent la fondul de pensii. Mai exact, numărul angajaților depășește numărul pensionarilor. Totul ca urmare a măsurilor implementate prin programul de guvernare, a declarat Marius Budăi.